Salut tuturor, de eu sunt Ștefania, iar astăzi facem noi episod de Minecraft Skywars. Să vă reamintesc, dacă o faceți, vreți să susținem, să nu uitați să lăsați câte like-uri doriți și vizualizări multe, să stingem peste 30 de vizualizări sau cel puțin, nu știu, peste 20 sau mă rog. Și hai să vedem ce găsim. Au votat așa pentru chesturile normale sau basic, nu știu, da. Sunt niște fraieri, pentru că mie nu-mi plac chesturile astea. Sunt prea, nu știu cum să vă zic, așa, ciudate. Și da, vă mulțumesc tuturor pentru suma de 97 de abonați. Vă mulțumesc pentru că facem imediat 100 de abonați și e foarte, foarte frumos. Faci 100 de abonați. Doamne, deci m-am speriat. Rău. Nici nu mai aveam control asupra. Frate, nu mai cola, știi să dai. Ești mai colat-o. Ai, serios? Doamne, doamne. Dar urăsc, frate, deci urăsc chesturile normale. Deci nu-ți pricep ce o plac atât de mult la chesturile normale. Mă rog, sper că am murit și noi. O dată, hai să dăm volumul tare. Așa. Perfect. Și da, cum să vă zic, eu tocmai am venit de la școală, n-am nicio temă. Șmecher. Și e șmecher că n-ai nicio temă, chestii. Sper că mă văd bine acolo în webcam. Am avut chiar să fac webcam pentru că n-am făcut de câteva episoade webcam și n-am zis, bă, hai să facem webcam și chestii. Și mi-am dat arc, așa, chestie. Dacă am arc, sunt șmecher, frate, pentru că dacă ai arc, ești prea OP pe serverul play.minecraft.ro, că sunt foarte rare. Bine, pardon. Am încurcat serverul ăsta cu Addict. Pe Addict, dacă știi serverul, nu știu sigur dacă vei ști serverul, erai cel mai fericit om dacă îți dădea arc. Deci cel mai fucking fericit om dacă îți dădea arc. Dar uite că nu e așa. Că pe serverul ăsta... nu-i nimeni? Oh. Tipul cred că avea iteme destul de bune. Oh shit, shit. Oh, deci doamne, 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 deci m-a speriat. Oh my god. Oh my god. Hai să facem așa. Doamne, deci și am pierdut și restul itemelor care erau acolo. Uite, avem asta, e foarte bună. N-avem mere, doamne, trebuie să stăm aici până regenerăm, deci... Voi ați văzut ce rect i-am dat tipului? Doamne, i-am dat un fucking rect. Hoi de mine. S-a mai băgat și vrea să mă bage pe mine lavă, ha, fraiere. Și am făcut așa, așa într-una. Mamă, ce tare să fie auzit pe filmare chestia asta. Și uite aici, dacă vedeți, aici avem proiectul nostru cel frumos la biologie. Am plantat babe de muștar, vedeți? Șmeche. Așa, hai să facem aici, că ne-am regenerat. Doamne, trebuie neapărat să mă duc la un tip mai, nu știu, nu full diamond, pentru că nu pot să-l bat, că n-am mere. Avem, hai acolo. Poate o fire mere în chesturile astea. A, uite că sunt mere. Un măr. Și încerc, hai să mă duc să-l bat pe tipul ăla. Trebuie să-i dau clean up. Mă, fraiere, hai că te bat, bă, băiatule. Oleu, shit. Mă, mere, oleu. Oh my god. Deci, doamne, dacă mor acum, în asemenea hal, o să plâng foarte mult. Hai să mergem pe aici și cineva s-a teleportat deja. Sau mi se pare? Așa, perfect. Oh, am câștigat. Oh, nici nu credeam cum sunt player. GG. GG. Hai că am câștigat un meci foarte bine.
Deocamdată un meci, am pierdut un meci, am câștigat un meci, poate reușim să câștigăm și pe ăsta. Și vedeți, am, de la mouse-ul ăsta nou de gaming, uite ce tare, uite, vedeți ce tare se vede. De la mouse-ul ăsta nou care vi-am făcut unboxing, deci joc foarte bine PvP, am ținta mult mai bună, mi se duce ținta direct pe el, joc foarte bine. Deci e prea șmecher, e prea șmecher mouse-ul ăsta, vi recomand, e 44 de lei la Black Friday. Vi recomand să vi luați doar 44 de lei la Black Friday, dar dacă vreți să nu luați la 100 și de lei, luați-vi-l acum, pentru că merită, fraților, toți ăia 44 de lei sau 144, cât era el normal, merită, pentru că faci treaba, îți faci treaba cu mouse-ul ăsta, frate, îți faci treaba, îți faci gaming cu el de rupi. Știu, se aude foarte tare că e mouse mecanic, mi se pare, se aude foarte, foarte tare, adică auziți și voi click-urile. Și nu dădeam așa tare și nu se auzea așa tare în primul rând click-urile, nu se auzeau, pardon. Vreau să mă duc acolo. Vreau neapărat să iau tot ce e aici. Uite, avem nevoie de botoșei. Hai mă, frate! Mamă, vedeți? V-am zis eu că joci mult, mult mai bine cu el. E destul de șmecher mouse-ul. Și-aș da orice ca să nu se stice. Bine, nu mi-aș da. Ce, se teleportase tipul ăla repede el așa la mine? Cred că nu e idee bună să mă duc acolo, sau haide să încercăm. Bă, ăștia fac timp! Oleo, shit, shit! Ăștia fac timp, frate! Ăștia fac team. Bă, frate, să-mi... De nu dădeam de teamer ăștia, câștigam și match-ul ăla, dar uite că am dat de teamer și ne-i bine. Nu-i foarte bine. Destul de nasol. Să nu spui chiar sunt chesturile normale. Dacă chesturile normale... No, nu, nu oh, ce bine. Plângeam puțin dacă erau chesturile normale. Asta este. Perfect, am pus asta aici. Hai să mergem repede aici, poate tipul are iteme bune. Așa. Uite, avem niște iteme destul de bune tipul. Adică, bine, dacă ar avea mere sau n-a luat nimic din chest deocamdată, după power 3. Nu ai. Aici a luat, pardon, a sughițat. Ca să nu sughici, știu că îmi stă părul oribil. Dar nu mi-am cumpărat gel deocamdată ca să-mi stea. Dar ne trebuie să mănânc un merișor de ăsta. Dacă nu, n-am șanse, frate, de supraviețuire, n-am. N-am nici măcar o șansă de supraviețuire. Hai repede, uite, să luăm un chest de ăsta. Cu un shell. Așa. Uite, măr. Bun, e măr. Așa, uite, punem bătoșei. Și aia acum... Pa, băiatul. Aici nu mai are nimic, știam că mai... A câștigat! Oh my god! Două victorii. Două victorii foarte, foarte șmecher. Am avut două victorii meciul ăsta. Și e destul de bine. Hai să scriem și noi ca băieți așa GG. Plus 117. Hai încă un meci sau nu știu, sincer, câte meciuri mai jucăm deja. Am filmat destul de puțin. Cred că nu am filmat 10 minute. Și da, bă. Așa, l-am dat puțin mai tare, că nu se aude așa bine. Textura mea este Hogdocraft, am Faithful chestii pe aici, după cum vedeți, Hogdocraft, da? Foarte bine și frumos. Hai să luăm repede ce pe aici. V-am zis că dacă ai un mouse de gaming, joci de 10 ori mai bine PvP, deci vi recomand. Este repede la Black Friday, vi recomand să vi luați cu mai repede, nu știu cât va mai ține Black Friday, da? Vi recomand cu... Doamne, cred că am zis setup de vreo 10.000 de ori. Dar mă rog, ce mai contează acum? Toți youtuberii fac asta, păi nu? Și la 100 de abonați, de fapt avem 97 deocamdată.
cred că o să vină un tur al PC-ului sau nu știu. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să fac turul biroului, doar biroului, nu camerei, pentru că nu fac camerei acum, e prea devreme. Sau dacă vreți altceva, spuneți-mi repede. Eu mereu voi fi pe fază cu ce vreți voi. Și asta vreau să vă zic, să-mi spuneți ce să facem. Deci dacă mă omoară tipul ăla, mă lăsăm de Minecraft. Că, și da, câteodată știu, vă zic ceva și mă opresc repede din vorbit. Sunt foarte, foarte concentrat pe joc și de asta mi se întâmplă, mereu mi se întâmplă mie așa. Și nu numai mie, și la mulți alți youtuberi români. Și n-avem ce spray de diamond. Dar e bine, pentru că poate o să putem câștiga și fără. Pentru că noi suntem băiași mecheri. Ce spray? Oh, shit, avea sau n-avea? Avea sau n-avea, nu știu. Sincer, acum nu știu dacă avea sau n-avea. Bă, dacă ne ajută Dumnezeu, putem câștiga. Nu știu. Acum să vedem. Hai să lăsăm se bată tipii aia. Și după aia mergem noi. Sau de fapt nu. Cine e acolo? După meciul ăsta încheiem, pentru că nu vreau să stau la apladare. Uite pe tipul ăla. Are... Ho. Nu. Hai mă, veniți odată, pardon că mă... S-ar putea să nu mă vedeți bine, dar acum ce mai contează? Unde-s eu ăla? Hai repede, clean up le dau. Oh, și-am câștigat 3 meciuri. Oh, ce frumos e să dai clean up. Păi da, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați multe vizualizări, adică să strângem și noi peste 30 de vizualizări și peste 6 like-uri pentru episodul ăsta, pentru că ați văzut ce victorii frumoase am avut și chestii. Eu am fost Ștefan și reven și data viitoare cu alte episoade, nu numai de Skyward și de alte jocuri, Ștefan, să știți voi. Eu am fost Ștefan și vă zic un pa și pa!